cu băieții de la Ginoteca. Spuneți-mi, vă rog, pentru cine nu știe cu ce vă ocupați, eu vă știu foarte bine, am venit de multe ori la voi și mi-a plăcut super, super mult, dar pentru cine nu știe, spuneți-mi cu ce vă ocupați voi înainte să vină nebunia asta. Hello, bună! Noi suntem Ginoteca, eu sunt Nic. Salut, eu sunt Marius. Înainte să deschidem acest minunat bar pe care noi îl iubim și îl îndrăgim, fiecare a avut o altă viață. Eu am fost actor mânuitor și am predat teatru, am făcut anumite activități cu copii în cadrul unui festival de teatru în limba franceză. Practic m-am dus puțin pe partea asta de predat teatru în limba franceză. Uh-huh. Deci venim din domenii diferite. La mine e mai puțin de spus. Eu am fost corporatist 15 ani, cred, da, de la primul meu job. Ideea a fost că noi mereu ne-am dorit să avem o cafenea, un bar al nostru, încă din studenție ne-am dorit treaba asta. Da, de practic de când ne-am împrietenit, da. Eram, să zic așa, în ghilimele mari, cafengii. Da. Și era... Țin minte foarte bine, o cafenea cu Rabo se chema, era una din cafenelele noastre preferate, unde... Păi știu! Printre primele cafenele, cafea foarte bună... Și mergea la Turabo, am descoperit ulterior că Turabo era făcută de trei asociați, Radu, Tudor și Bogdan. Noi eram trei prieteni pe vremea aceea și în momentul de față. Pentru că mai avem un al treilea asociat din umbră, e undeva aici, o să vă salute mai târziu. Ok. Și am fost așa cumva, ne-a atras foarte tare domeniul acesta, calitatea. Mereu ne-au plăcut locurile mișto, uh-huh, și ne-am dorit să avem și noi unul al nostru în care să se simtă și alții cum vrem noi să ne simțim. Da, practic am vrut să facem o chestie pe gustul nostru, pentru noi, despre noi, cu oameni și despre oameni. E fost o chestie așa în care am vrut să dăm bucurie, să fim și noi bucuroși. Uh-huh. Dar auzi, cum ați ajuns de la cafenea la Ginotecă? N-am avut neapărat un concept anume. Noi ne-am dorit un loc fain, ne-am dorit foarte tare. Da, există și o poveste aici, da. Și pentru asta o să invităm și al treilea asociat al nostru. Uh-huh. Să vă salute. Să vă salute și... Ca să termin cu prezentarea, eu am lucrat în vânzări 15 ani. Bună. Și cam ea este Mihaela. Bună, și Mihaela. Bună. Povestea Ginotecii e cumva acum, apare anul trecut. Nu, nu chiar, acum aproximativ 2 ani. Dar ideea vine din luna noastră de miere. Luna lor de miere. Luna noastră de miere, noi doi suntem căsătoriți. Am avut... Cu care am fost și eu în luna lor de miere, dar... Deci, practic, am petrecut o vacanță împreună în trei. În Spania. Ok, o să continui eu cu ideea de unde a pornit. Deci era acum 2 ani, de fapt, deși barul a apărut anul trecut. În Spania, unde în Madrid am descoperit ginul. Noi nu mai băusem gin până atunci, decât poate în liceu, și aveam amintiri destul de urâte cu el, gin prost. Și scuză-mă că te întrerup, e o percepție generală treaba asta. Avem mulți clienți care vin în bar și zic că, nu știu, au avut o problemă cu ginul la un moment dat în studenție, înțelegi ce zic, și nu vor să mai bea gin. Da. Așa eram și noi. Exact. Mm-hmm. Și atunci ne-au atras la spaniol pe terase paharele alea foarte faine, cu picior, cu tot felul de garnișe. Și eu am fost cea care mi-am comandat prima gin, că am văzut la fetele care beau pe acolo și mi-am comandat primul pahar și ei chiar mi-au zis: ce, ți-ai luat gin? Zic, da, n-am mai băut de mult. Și ne-a plăcut atât de mult felul în care îl preparau spaniolii și practic atunci am redescoperit și noi băutura asta și în restul vacanței am băut doar gin tonic și ne-am întors de acolo cu ideea, băi, cum am avut noi percepția asta despre gin, așa e și în România. Deci am putea să facem ceva astfel încât să-i convingem și pe români că ginul e o băutură super faină, că există o grămadă de sortimente și că e mult mai mult decât băutura aia ieftină cu care se îmbătau liceenii. Și așa, ușor, ușor s-a copt ideea până când anul trecut
ne-am cumpărat sticle de gin acasă în continuu, exact. Prietenii, am început să testăm foarte mult, cred că un an de zile doar asta am făcut, teste, prietenii la fel, wow, ăsta e gin? Ăsta e ginul? Da, deci practic de acolo a pornit ideea și acum aveam să adaug că știi cum se zice că în spatele unui bărbat puternic stă întotdeauna o femeie? În cazul nostru a doi bărbați. A doi bărbați puternici stă o femeie puternică. Da, după ce au deschis barul, eu mi-am văzut în continuare de profesia mea. Eu lucrez într-o corporație, am prins și un contract în Belgia, ulterior, la scurt timp după deschiderea barului și practic ei au pus pe picioare toată afacerea, așa cum ei sunt cei care se ocupă exclusiv. Eu îmi văd în continuare de eu doar ne gustă rețetele, exact. Ne dă note. Idei noi, când e nevoie, mă implic. Dar așa, da, așa, nu? Țin afacerea în picioare. Excelent. E nevoie de o femeie, chiar e nevoie. Întotdeauna. Câte tipuri de gin ați avut când ați deschis, mai știți? Da, 32 cred că am avut. 32 de variante am avut sau, nu știu, pe acolo, 30 și ceva. Și câte rețete aveați atunci? Sau nu? Erau cam 40 de rețete. 40 sau 42 da. De rețete, da. Și acum? Am ajuns la 80 de rețete și 72 de ginuri. Da. Undeva la 70, cred. Nu mai știu că luasem niște ginuri oricum pe care urma să le introducem. Da. Le-am introdus în meniu, dar n-am mai apucat. Avem două ginuri noi pe care vrem să le introducem și cărora le-am făcut și rețetă, foarte faine. Doar că a venit această pandemie și nu am mai reușit să le... Ideea e că le-am pierdut puțin numărul. Uh-huh. Noi vrem să ajungem la 100. Asta până pe 1 iulie, când vom avea aniversarea de un an. Și aici avem o mică poveste. Vrem să ajungem la 100 de ginuri, deoarece în partea de sus a locației avem... Chiar pe tavan e făcută o mandală. În care am pus, sau pe care am pus 100 de foițe de aur. Și practic am spus câte foițe intră în mandala, atâtea ginuri o să avem. Și acesta este targetul nostru. Exact. Foarte frumos. Mie mi-a plăcut tare mult la voi. Am fost și acolo sus, îmi amintesc și mandala și ce mai... Nu vă putem arăta, suntem și în renovare. Cu asta ne-am ocupat într-o mică, zice... Păi asta vreau să te întreb, să vă întreb. Deci, cum v-a afectat pandemia? Dai seama că... Practic ne-a afectat. Eram la început, să zicem că la început. Practic nu avem un an de zile. Se spune că un bar își face rădăcinile în primul an de zile. Noi deja am ieșit foarte bine pe piață, deja am început să fim cunoscuți. Am livrat bucurie, spunem noi, multor oameni și eram foarte pe val, adică eram foarte căutați, eram foarte apreciați și încercam foarte tare să venim cu rețete noi, cu ape tonice, căutam ape tonice noi. Garnișe, adică exact ce punem în pahar, nu știu, ne-am adus un piper din Anglia, de exemplu, care nu se găsea la noi deloc, un piper cu coadă mai special. Ne-am diversificat și contează foarte mult treaba asta. Uh-huh. Pentru că deja avem clienți care vin și ne întreabă ce ginuri noi mai aveți. Pentru că da, sunt care au băut marea majoritate. Sunt care ne-au cerut meniu ca să bifeze toate ginurile. Deci, practic, au fost primiți foarte bine. Au fost primiți cu brațele larg deschise. Și noi am avut o atitudine foarte... primitoare față de clienții noștri, adică a fost așa cumva un bar despre oameni. Am vrut să facem asta ne-am dorit de când eram studenți, ca să revenim puțin, să fie un loc al nostru în care să fie ca o sufragerie, să zicem, în care lumea să vină, se simtă bine. Și noi să ne simțim bine. Și noi să-i tratăm bine. Practic, pandemia a venit fix când totul era pe val, când așteptam să vină primăvara, să fie exact. Mai multă lume, să seama... ne bucurăm pe terasă de un gin și... A venit fix în momentul ăla. A fost un șoc. Cred că o săptămână am stat puțin sub stare de șoc, efectiv. Nu, aveam și niște, toată lumea a trecut prin asta. Niște proiecte în desfășurare pe care voiam să le realizăm, niște expoziții ale unor prieteni artiști.
aveam tot felul de idei, eram foarte implicați în toată chestia asta și a venit așa peste noi. Bine, v-a afectat, presupun, la modul evident, pentru că s-au închis, da. Nu se mai pot aduna persoane, nu mai pot merge în astfel de locuri și atunci, dintr-o dată, s-a închis, presupun. Da, noi am preferat să închidem chiar mai devreme, înainte de închiderea oficială, să zicem, de reglementările statului. În primul rând, pentru oamenii care veneau aici și pentru noi, clar. Uh-huh. O măsură de siguranță, da, pentru toată lumea. După săptămâna de șoc pe care cu toții am trăit-o, am revenit. Uh-huh. Asta vreau să vă întreb. Cum v-ați reinventat în perioada asta? Ce ați făcut diferit? În primul rând am început să renovăm. De primăvară, care oricum trebuia să fie. O curățenie și o renovare, practic. Nu avem foarte multe elemente pe care le-am schimbat, dar... Terasa, în principiu, elementele de afară foarte mult. Da, ne-am gândit foarte mult să ne plantăm propriile noastre ierburi pe care le folosim. Și deci avem plin de ghivece în care am plantat rozmarin, salvie, busuioc, cimbrișor și să sperăm că vor ieși și că le vom folosi chiar în băuturile noastre. Ceea ce mi se pare un plus, mi se pare foarte fain să îți iei practic din propria producție și să o folosești. Micile chestii, am mai renovat, mai o masă, mesele din bar, toate sunt făcute de noi, practic sunt handmade, sunt vopsite de noi, sunt desenate, create, barul la fel, absolut tot. Oricum trebuia să facem treaba asta, acum am făcut-o poate puțin mai în pace, nu știu, mai relaxat. Mai relaxat. Știam că o să avem mai mult timp și atunci am zis, hai să punem o... Asta a fost primul pas în a ne reinventa, să zicem. Și ulterior vin sărbători. Da, ne-am gândit sărbătorile. Practic ne-am gândit la două variante. Ne-am gândit ce și-ar dori oamenii. Adică am primit și câteva mesaje în care anumiți clienți de-ai noștri fideli ne-au zis ne dor de voi, ce frumos era când stăteam la un pahar de gin. În general, cum ar fi să le oferim un pahar de gin la ei acasă, ca și cum ar fi la ginotecă. Am avut două variante, ne-am gândit să facem noi niște combinații, niște pachete în care să punem sticluțe mici de gin, fiecare cu câte o apă tonică, să-și creeze ei acasă propriul gin, sau să le dăm o rețetă foarte mișto pe o sticlă de gin, rețeta ginotecii. A fost un cumul de factori, să zicem, da. Feedback-ul clienților care voiau să bea gin de-al nostru. Paharele care erau vânate încă de la Crăciun, ne întrebau clienții, vrem și noi pahare acasă, nu mai pot să beau din alte pahare. Da, erau foarte simpatici unii clienți, le spunea la un moment dat... niște fete spuneau ce se întâmplă dacă fur paharul. Deci deja era o atenție foarte mare asupra paharului, dar cred că asupra paharului făcut de noi principal, pentru că noi avem și niște garnișe pe care le punem într-un fel. Pentru unele ginuri folosim o aromă specială, un spray special, pentru că 80% ține secretul de bucătarului, cum se zice, da. Să nu le spunem tot din casă. Exact. Măi, știu paharele, că v-am zis, am venit și eu la voi, mai ales în decembrie, am stat de mult mai mult pe acolo, pe la voi, și știu paharele și îmi plăceau într-adevăr simple, dar cred ce spuneți voi, aranjamentul pe care voi îl aveați în pahare le făcea mult mai rar. Contează mult și uite, îți dau un exemplu, noi nu folosim paie, de exemplu, și unul pentru că, da, nu folosim paie de plastic, dar doi, iei altfel contactul cu ceai în pahar. În momentul în care, uite, am o salvie aici, de exemplu, în care beau, miros salvia, îmi schimbă gustul, știi? Așa e, da. Contează foarte mult și stilul de servire. Da, noi ne-am gândit foarte mult înainte să deschidem, ne-am gândit și la ce înseamnă un pahar.
de gin. Înseamnă calitatea băuturii, înseamnă calitatea apei tonice, garnișele, mirosul, gustul și contează și vizualul foarte mult. Vreau să spun că fiecare pahar cumva are și câte un nume. Acesta este un Royal Queen, avem un Royal King, avem câte un nume. Poftim? Serios, așa le numiți voi sau așa? Da, da, da. Mai ales că deci că m-am mai avut angajați noi și e complicat, pentru că cred că avem minim 10 tipuri de pahare. Bine, unele sunt branduite, să spunem, la alea e mai simplu, e dar în rest, simplu, da. La paharele proprii nu e așa ușor. Avem și baloane mai mici, mai mari, mai înalte, toate au câte o denumire. Fiecare are câte o denumire. Fiecare gin, scuză-mă, se servește în paharul lui propriu. Da, și gândindu-mă la asta, uite, înghit și în secla, că văd și paharul la voi acolo în cadru și mi-aduc aminte de când stăteam la voi și mă întreb, poți să-mi arăți un pic bradul? E un brad famous acolo și ați construit în jurul lui și aveți terasă. Este, da. Avem terasa construită pe el momentan, ne susține terasa, este aici. Nu știu dacă se vede. Da, se vede. Okay. Urmează să-l eliberăm acum. Da. Este doar, a fost pentru iarnă. Da, de-abia aștept să vin la voi și sper să vin vara de data asta și... Sperăm și noi și te așteptăm. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați povestit despre voi și că ați spus și cum ați început voi și cum v-ați reinventat prin ceea ce ați făcut în perioada asta, pe de-o parte renovarea care era în plan și pe de altă parte pachetele pe care le-ați avut de Paști. Și da, vreau să mai adaug o chestie care nouă ni s-a părut că a fost apreciată. În fiecare pachetel pe care l-am făcut, noi am dat niște instrucțiuni. Și printre care am avut și un mesaj mai haios la unele ginuri și am primit mesaje de la anumiți oameni care au comandat aceste pachete, fiind foarte încântați de aceste instrucțiuni de creare a ginului acasă și de mesajul pe care l-au primit. Și ne-am bucurat foarte tare că am fost primiți, că și acolo suntem tot noi. Am fost primiți cu drag de toți acești oameni, clienți de-ai noștri. Le mulțumim prieteni, tuturor. Practic. Sper să se uite la interviul nostru. Cu siguranță că or să se uite, pentru că toți cei ce v-au călcat pragul au un motiv să se întoarcă acolo și nu doar pentru băuturile extraordinare și rețetele pe care voi le aveți, dar și pentru atmosfera pe care o găsește acolo. Și de asta cred că ți-e dor. Mulțumim! Bine, noroc în cinstea tuturor. Noroc. Noroc. Și să ne vedem bine în curând. Și curând. Da.